nostru virtual, candidați de la Constanța, de la Botoșani și de la Timișoara, ca să vedeți din toate colțurile României, din toate extremele României și deci vom vorbi despre programul electoral al verzilor. Eu mă numesc Oleg Brega, candidez și eu aici la București, dar nu e importantă candidatura mea. Vrem să-i auzim pe cei de la Prut, de pe Bega și din Dobrogea. Cu cine să începem? Patru bărbați aici de față, Cristian, Pavel, văd că afișează numele. Da, vorbește Cristian de la Constanța. Bună seara! În primul și în primul rând vreau să vă fac o precizare la ceea ce ați spus. Un partid mic în România, dar un partid mare în Europa, sau cel puțin este reprezentat de oameni cu suflet mare, care vor să schimbe ceva în țara asta. Deci nu ne putem considera chiar atât de mici. Chiar dacă rezultatele nu au fost foarte mari la alegerile locale, speranța noastră și visul nostru este mult mai departe decât a realizat până acum vreun partid în România, zic eu. Deci vă rog să vă prezentați, pe ce loc candidați, ce funcție aveți în partid, cu ce vă ocupați în viață. Mă numesc Pavel Cristian, am 35 de ani. Sunt manager la o firmă din anul 2007. Ocup poziția întâi la Camera Deputaților. Sunt prim vicepreședinte și la județ și președinte la municipiu. Ocup această funcție de 3 săptămâni. Ce altceva aș mai putea să vă zic despre mine? Atât de puțin sunteți șef în partid, dar deja v-au delegat să candidați. Înseamnă că i-ați convins pe colegi. Candidaturile astea nu cred că se fac pentru obiectivele noastre personale. Se fac pentru a încerca să schimbăm ceva în țara asta. Eu consider că Partidul Verde nu este un partid unde, ca restul partidelor, unde se plătesc poziții, unde se plătesc funcții de senatori, de deputați, etc. Oamenii care candidează pentru Partidul Verde sunt oameni care vor să facă cu adevărat ceva în țara asta. Știți confuzia cu PER, nu vă mai aduc aminte. PER-ul, din câte m-am informat, nu știu dacă a avut vreodată acțiuni de ecologizare sau acțiuni pentru mediu, dar se numește Partidul Ecologist. Da, sunt niște pseudo-ecologiști mai degrabă, da. Da, deci după cum știm, PER-ul este o anexă a PSD-ului, dar... Nu degeaba au ajuns atâția din PSD la ei acum. Da, exact, și susținerea lor între ei și așa mai departe. Dar dacă PER-ul nu ar mai fi, noi am fi asemănați cu ecologiștii și de fapt singurii ecologiști din România. Nu confundați, nu suntem niște gunoieri ai României, nu ne bazăm numai pe faptul că curățăm România și facem acțiuni frumoase pentru România. Acțiuni frumoase sunt și la capitolul plantat copăcei, plantat flori, flori. Noi aici la Marea Neagră avem niște acțiuni de curățare a Mării Negre. Acțiuni pot fi multe, multe, clar. Dacă cunoașteți alți candidați de pe listele din Dobrogea, din Constanța, Nelu Cozma candidează și el pentru Senat? Nelu Cozma ocupă poziția 2 la Camera Deputaților. Mm-hmm. Este, desigur, un antreprenor de succes. Urmează să a candidat sau urmează să candideze la primărie, la Medgidia, are toată susținerea noastră, are toată susținerea Partidului Verde. Există domnul Vasile Pitu, locul întâi la Senat. Un om cu experiență în administrația publică pe care ne bazăm. Și mulți oameni tineri de succes, așa cum președintele nostru Florin Călinescu a propus să se facă politică în România. La Medgidia aveți alegeri repetate sau cum se întâmplă? Bănuim că se vor întâmpla noi alegeri. Există doar o bănuială. Am înțeles. Este opinia mea. Atâta tot. Mulțumim. Domnul Burlacu de la Botoșani. Bună seara. Mă numesc Silver Burlacu.
Am 41 de ani, sunt fizician de meserie, activez din vreo 20 de ani în domeniul privat, n-am avut nicio treabă cu funcțiile statului. Cum spunea și colegul, vreau să repet și eu chestia asta, că e foarte importantă, că a fost o confuzie și la Botoșan. Partidul Verde n-are nicio treabă, PERU la fel. PERU este un partid ecologist, Partidul Verde... Mă scuzați un pic. Vă sună cineva? Aș plecat. Partidul Verde nu e doar un partid ecologist, e și un partid de drepturile omului, zic eu, care sunt activist de drepturile omului, și anume pentru doctrina verde am aderat în martie anul acesta la Partidul Verde. E un partid care apără și drepturile animalelor, care e pentru echitate socială, e pentru supremația legii, e împotriva corupției, cel puțin așa se manifestă colegii noștri verzi din toată Europa. Dacă a revenit domnul Burlacu să vorbească, dacă nu, transmitem estafeta la Timișoara. La Timișoara, începeți cu mine, că da, vă rog, mai avem vă rog, și... Dacă aveți microfonul deschis, e bine să începeți. Suntem la Timiș, avem și din candidat și din Timișoara și din Jimbolia. Eu sunt din Timișoara, mă numesc Todea Petru Adrian, sunt inginer de meserie, am activat, cum zicea și domnul, 23 de ani în mediul privat, 2 ani de zile am fost angajat la un moment dat, că am terminat electronică și telecomunicații, am lucrat și în partea asta cu electronică medicală și am și lucrat în domeniu. După aceea am dezvoltat o firmă, am lucrat pe atâția ani, 23 de ani, iar de anul trecut, și din motivă că nu merge nu știu cât de bine partea asta cu... Eu am un depozit de electrice, am făcut lucrări în domeniu electric și m-am angajat, mă rog, la o sugestie a unui, mă rog, la invitația unui prieten să mă alătur, să fim colegi, să facem câte ceva lucruri pe la Universitatea de Vest. Am ajuns la serviciu tehnic, sigur, în urma unui concurs, am ajuns la serviciu tehnic și evidență patrimoniu în Universitatea de Vest din Timișoara, acolo sunt de anul trecut din mai. În august anul trecut m-am înscris în Partidul Verde, fiindcă l-am văzut că a făcut pasul Florin Călinescu, asta a fost, m-a inspirat să, sigur, am căutat, dar impulsul a fost Florin Călinescu, am zis întotdeauna de la cap se împute peștele și dacă capul e bun, și așa l-avem noi pe Florin Călinescu, am avut încredere să intru într-un partid de 30 de ani. Îmi doream așa, aveam un gând că aș vrea să intru undeva, dar niciodată n-am avut încredere într-un partid care s-a prezentat pe scena politică. Sunt căsătorit, am o fată, ea la rândul ei are deja și ea un copil, sunt bunic, am 52 de ani, azi mâine 51 împliniți. Și sigur, m-a motivat faptul ce rămâne după mine, ce las. Deja am nepot, deja mă gândesc la ce rămâne după mine. Sigur, eu încă sunt tânăr, sunt în putere, dar totuși ce rămâne după mine. Și vreau să vă spun o istorioară, că acum despre noi putem să spunem multe. Am făcut și o facultate de management, am fost la Revoluție, am, în primele rânduri, m-am ocupat de zona liberă de comunism, am avut pe cheile la mine de la... mi-au predat cei de dinainte cheile de la stații, de la microfoane, am pus, eu am făcut sonorizarea pentru treaba asta, cei din Timișoara știu, că până în 20 mai și veneau și ne spuneau tot fel de, mă rog, securiști, ziceți-le cum vreți, acum vin mineri și o să vină, că doar sunt frații noștri, deci cu noi, cu mineri, am avut atunci, până înainte de 20 mai, ce am avut și cu Revoluția, am fost implicat cu Roșia Montană, 14 săptămâni, duminici am fost, așa era atunci, de luni până sâmbătă muncim, lucrăm, duminica protestăm, așa era sloganul atunci. Deci am avut câteva lucruri așa mai revoluționare, care să spun așa. Am fost printre liderii la mișcarea asta cu Roșia Montană și sigur că Partidul Verde a venit ceva natural să mă scriu aici și sigur sunt înscris de vreo 7-8 ani în mișcarea meritocrată, nu știu dacă ați auzit de ea, dar are și ea o constituție meritocrată, să zicem. Asta e cel mai interesant lucru, care multă lume nu știe.
Și sigur am spus cu colegii mei care suntem acolo, am zis, haide să vedem, venim undeva, noi care credem în meritocrație, să facem la Timișoara treaba asta și sigur să și pentru județ, dacă se poate, și mai departe cât se poate pentru întreaga țară. Adică eu cred oricum în meritocrație și ăsta a fost un loc unde am zis, aici trebuie să facem, uite, Florin Călinescu pe picioarele lui, pe merit a ajuns ce a ajuns și ce a făcut. Și a zis, gata, facem asta și în Partidul Verde în Timișoara. Cu gândul ăsta am venit în Partidul Verde. Și vreau să vă spun o poveste, că și așa e scurt, de ce candidez, că acum vin alegeri, de ce sunt primul pe listă la Camera Deputaților aici pe Timișoara. Așa că, cum a spus și colegul de la Constanța, domnul Cristian, că n-am dat bani pentru ca să ajung pe poziția asta. Sigur, m-am implicat în filiala de aici și în județ cât am putut și am făcut câte ceva aici. Sigur, am avut marșul pentru păduri, ne-am implicat în multe acțiuni ale noastre. Pentru o pădure, 46 de hectare, de, o pădure de agrement la Freidorf. Deci noi avem lucruri care le putem și arăta. Deși avem un an și un pic, deci nu suntem de 20 de ani, de 5 ani. N-avem, să zic, avem o istorie lungă, dar zice, am făcut mai multe. Dar deja, chiar dacă avem istoria asta de cât avem, chiar ne-am implicat noi cei aici pe Timișoara și o să vă povestească și colegul de la Jimbolia. Și asta, să zic, chiar mă uitam acum să nu greșesc. Am fost în 2012 într-o excursie, să zicem, inițiatică în Iordania și Israel, în Țara Sfântă. Și ne-am dus la un moment dat în Iordania, era când am vrut să greșesc, pe Muntele Nebo. Am urcat pe Muntele Nebo unde profetul Moise a privit către Țara Făgăduință. Până acolo a avut voie ca să meargă mai departe, n-a avut voie, pentru necredința lui la un moment dat. Și cum am urcat acolo, erau niște serpentine și am urcat cu un autocar. Un autocar cu, nu știu, 8-9 persoane, ceva de genul ăsta, mai mic, era 15 persoane, ceva de... Și era, aveam un șofer, un african, un negru, cum zicem noi românii, un negru era șoferul și vorbea, rupea românește. Zic, mă, știa românește. Și l-am întrebat, zic, mă, tu ca și străin, că povesti că a făcut 2 ani, un an, 2, ceva pe la București, ceva pe la o facultate, știa românește. Și am întrebat, mă, tu care ești străin, că nu ești din... Zic, ce părere ai despre țara mea, că tot ce ai fost la noi. Eram tot timpul, noi românii, căutăm să vedem ce zic străinii despre noi. Și așa am întrebat și eu, zic, mă, ce părere ai despre țara mea? Și el mi-a zis, în 4 cuvinte, mi-a caracterizat țara mea. Și asta vreau să vă spun și vouă. Zice, frumoasă grădină, prost grădinar. Deci, asta au fost cuvintele lui, unui străin, da? Deci frumoasă grădină, prost grădinar, asta e țara noastră. Ei, trebuie acolo în Parlament unde se fac legile și ca să se poată întâmpla să fie într-adevăr o grădină frumoasă, să ajungă niște grădinari buni. Ei, pentru asta am intrat, fiindcă tot ce am avut de 30 de ani încoace nu s-a asemănat nici când cu un grădinar bun. Cam asta ar fi, dacă vreți să mai puneți întrebări. Mulțumim să l-auzim întâi pe colegul dumneavoastră să se prezinte. Sunteți coleg de aceeași listă, nu? Pentru că e aceeași circunscripție, tot județul Timiș. El e la Senat. El e ok, la... da. Listele sunt paralele, dar Parlamentul e același până la urmă. Mai lumile să nu fie paralele, lumile sunt aceleași. Bună seara, vă spun și eu, Petruț Adrian mă numesc. Sunt deloc din Jimbolia, unul din cele mai vestice orașe din România. Unul din cele, pentru că cei de la Sfântul Nicolae Mare se laudă că sunt cel mai vestic oraș și au și dreptate. Ce să vă spun, eu am 44 de ani, sunt pe locul 2 la lista de la Senat din Timiș. Și eu m-am alăturat destul de recent Partidului Verde, din primăvara acestui an, cam de prin februarie, când împreună cu o echipă substanțială de peste 20 de oameni aici la Jimbolia ne-am gândit să candidăm pentru alegerile locale, pentru funcțiile publice din localitate și în felul acesta ne-am încropit o echipă. Până acolo însă sunt profesor de istorie, sunt profesor de 22 de ani și sunt director unui liceu de aici de la noi din oraș de vreo 14 ani. Și eu am făcut tot soiul de cursuri, școli, educație formală, informală și așa mai departe. Nu o să insist asupra lor.
după meserie, cred că vă dați seama că școala este o constantă în viața mea și educația permanentă, idem, nu se poate școală fără educație permanentă. Revenind la activitatea Partidului Verde de aici, de la noi, cum vă spuneam, prin februarie-martie am încropit și am pus pe picioare filiala locală Jimbolia Partidului Verde, cu care, spre bucuria noastră, am reușit să ne plasăm ca al doilea partid la alegerile din 26 septembrie. Dacă primii câștigători, și nu o să spun cine sunt, că nu asta ne interesează pe noi, pe noi ne interesează ai noștri, au câștigat 6 locuri în Consiliul Local, noi am câștigat 4 și în felul acesta avem și viceprimarul din localitate. Deci am reușit să spunem ceva pe eșichierul politic local și să ne introducem în autoritățile locale și în structurile locale. Sigur, nu acesta a fost scopul în sine. Scopul în sine a fost punerea în practică a doctrinei Verzi și a ideilor care, până la urmă, caracterizează, așa cum spuneați și dumneavoastră, drepturile omului, drepturile animalelor, ecologismul și multe alte lucruri. Noi credem cu putere în democrație, în drepturile pe care le avem ca și cetățeni și în ceea ce putem face ca și indivizi, pur și simplu, atât singuri, noi înșine, cât și în echipă. Evident, dacă suntem în Partidul Verde, suntem în echipă. Cu colegii de la Timișoara avem o foarte bună colaborare. De fapt, sunt și în biroul executiv permanent al partidului. Comunicăm și ținem legătura în așa fel încât să ne ajutăm reciproc și în campania electorală, dar și în afara ei. Suntem cetățeni care, cum să vă spun eu, colaborăm pentru binele general. Adevărul este că atunci când spui așa o propoziție, adevărul general, pentru multă lume sună poate derizoriu, poate plin de neîncredere sau plin de o încredere oarbă în care oamenii sau cu care oamenii nu prea mai votează. Părerea noastră în general și a mea în particular este că, deși sunt lucruri care nu trebuie schimbate în țara noastră, sunt altele care trebuie schimbate. Sunt de acord că nu suntem neapărat acum la momentul 1989, când regimul politic trebuie schimbat integral. Acest lucru s-a realizat atunci. Însă trebuie să recunoaștem, cel puțin cei care avem alte păreri decât o are puterea actuală, că sunt în diferite domenii lucruri care trebuie făcute altfel. Altfel pentru mine înseamnă cu încredere. Termenul altfel sau termenul schimbare nu trebuie să fie doi termeni ambigui sau abstracți pentru cetățeni. Și ei trebuie să însemne un lucru concret. Și în primul rând trebuie să însemne încredere. Dacă cetățeanul nu are încredere în individul investit cu autoritate pentru a conduce, pentru a administra, pentru a guverna, putem să ne propunem orice fel de schimbări. Dacă lipsește această încredere, cred că am ratat orice mesaj politic. După părerea mea, dacă ne uităm atenți ce se întâmplă în zilele astea la noi, cred că tocmai aici este marea problemă. Și cred că problema cu încrederea a început de mai multă vreme, nu numai de acum, dar cred că aici suntem deficitari tot mai mult, ca și societate, nu ca și indivizi. Ca și indivizi suntem atenți la noi, suntem atenți la cei din jurul nostru, încercăm să ne ghidăm viețile în așa fel încât familiile noastre, cunoștințele noastre, oamenii din jurul nostru să aibă ceva de câștigat în urma noastră. Dar în același timp trebuie să recunoaștem, ca și societate, pierdem din încrederea pe care am investit-o guvernanților. De ce? Cred că e o întrebare retorică deja, răspunsul cred că știe toată lumea. De ce societatea nu are încredere în conducătorii ei? Răspunsul este cât se poate de simplu. Este vorba de bunăstare. Este vorba de felul în care trăim, este vorba de felul în care ne relaționăm la conducători, este vorba despre felul în care conducătorul înțelege să administreze societatea. Aici cred eu că este cea mai mare problemă. În primul și în primul rând, nu mi se pare chiar normal ca orice alte instituții să aibă mai multă încredere decât Parlamentul sau Guvernul României. În sondaje, în statistici, aceste două instituții sunt mai jos în încrederea oamenilor față de altele. Ori aici, după părerea mea, cred că este vorba și de o oarecare necunoștință de cauză atunci când omul răspunde în ce instituție are încredere. După părerea mea, nu poți să ai mai multă încredere în armată decât în Parlament.
Asta înseamnă că ești din start războinic, pornit pe eu știu ce schimbări majore, dar care n-au niciun final. Armatele nu sunt o, cum se spune, o finalitate. Armatele de obicei sunt o cale spre o finalitate. Paradoxal, încredere mare are și biserica, care s-ar părea e o instituție a păcii. Deci românii sunt în același timp și războinici și pacificatori și pașnici. Da. Eu n-am vrut să spun de biserică pentru simplu motiv că de obicei atunci când spui de biserică este un subiect foarte, foarte sensibil. Dar da, așa e, aveți dreptate. Românii au mai multă încredere în biserică decât în instituțiile statului. Ori eu zic că aici este marea, marea problemă a instituțiilor actuale. Nu reușesc să câștige și să și mențină încrederea populației. Pentru că, vedeți dumneavoastră, de fiecare dată când politicianul se angrenează în campanie electorală, de fapt după ce aleargă? După încrederea cetățeanului, nu după altceva, da? Promite, vorbește, explică, zâmbește frumos, împarte cadouri. Eu știu ce mama soarelui mai face el pe acolo. Dar, în ultimă instanță, această încredere trebuie păstrată. Ori dacă nu reușești să păstrezi încrederea, înseamnă că ai eșuat. După părerea mea personală, și o să mă opresc aici, este că foarte mulți politicieni nu reușesc să păstreze această încredere. Mulțumesc. Mă bucur că mi-ați ridicat mingea la fileu și vă provoc acum să medităm împreună despre această încredere a cetățeanului în statul de drept, în instituțiile statului, în funcționarea legii, pentru că asta se pare nu e doar o problemă a României. Acum se împlinește un an de când a fost depistat primul caz de COVID, COVID care a devenit pandemie, ceea ce înseamnă că afectează toată planeta, deja pe planetă s-au infectat mai mult de 60 de milioane, se pare, și 1,5 milioane deja au murit de acest COVID. Și o grămadă de oameni, chiar azi, la Londra, au ieșit oameni în stradă și s-au bătut cu poliția că de ce îi pun să poarte botniță? De ce îi scot din puburi de la ora 10? De ce nu îi lasă să intre în piață, teatru sau pe unde mai vor ei? Iată, avem conflict aici la Marea Neagră că nu îi lasă pe oameni să meargă la peștera Sfântului Andrei și de ce nu lasă să meargă la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. Problema încrederii cetățenilor în stat e globală. Oare a expirat ideea de stat? Cetățenii deja se simt cetățeni ai planetei și nu au încredere decât în puterea lor, în drepturile lor? Cum vă explicați? Și ce am putea face ca să restabilim lucrurile? Ca să funcționeze legile, pentru că altfel o societate nu poate funcționa, nu știu, fără stat. Statul ne doare când ajungem la granițe și la impozite, dar altfel avem nevoie de stat, pentru că ne păzește de invazii, pentru că ne păzește când ajungem bătrâni și avem nevoie de pensie sau când suntem bolnavi, dacă nu nimerim în sistemul medical românesc. Dacă îmi permiteți, da, vă rog. Aș interveni eu. Spuneți de sistemul sanitar și despre COVID. Desigur, una din cele mai mari lovituri pentru noi, pentru că care sistem sanitar? V-aș vrea să mă întreb. Care sistem sanitar? Că noi nu prea avem așa ceva. Intri pentru o răceală banală, și asta vorbesc înainte de COVID, într-un spital, și nu știi dacă mai ești. Trebuie să te asiguri că intri eventual într-o clinică privată și ai parte de totul și totul alte servicii. Consider că nu avem un sistem sanitar. Nu avem spitale, niște spitale depășite de fapt avem. Chiar vorbeam într-o întâlnire cu colegii mei săptămâna trecută despre faptul că spitalele au o durată medie de viață de 30 de ani. Știți că spitalele dezvoltă niște bacterii care stau în pereți, iar acele bacterii din spital pot dispărea doar dacă acel spital este distrus și reconstruit. Și noi avem spitale de 50-60 de ani în România. Sau clădiri chiar de 100 de ani, niște vechituri. Da, deci noi, cum am primit noi cu acest COVID? Cum să primim? Cu pieptul gol, ca la război, fără muniție, fără arme. De la fel și tragedia de la Piatra Neamț, parcă, unde au murit oameni nevinovați pentru simplu fapt că există legi. La noi, cred că suntem singura țară din Europa unde legile se aplică preferențial. Există legi, colegul nostru
de la Timișoara spunea că are un depozit de instalații electrice sau lucrează ceva de genul ăsta. Da. Există legi care eu, dacă am o societate, sunt verificat. Trebuie să-mi verific instalația electrică, să am certificate termice, dacă firele respective se încălzesc, etc. De ce într-un spital nu există astfel de verificări? Da, sunt standarde, sunt reglementate deci prin standarde clare. Tot timpul când vedeți că ia un spital foc sau o instituție, o clădire foc, cauza incendiului de cele mai multe ori este instalația electrică. De ce există legi, de ce există acele uși antifoc? Dacă eu îmi fac o clinică privată, o ușă antifoc ne protejează de foc 90 de metri. 90 de metri nu trece de acea ușă flacăra. Există ușă antifoc, există reglementat prin lege verificarea ale instalațiilor electrice. Dacă eu îmi deschid un magazin, o florărie în mall, am o colegă la Constanța care are o florărie în mall și îmi cerea certificate să verifice temperatura cablurilor. Pentru spitale de ce nu există aceste legi? Eu nu înțeleg cum într-o țară legea poate fi doar pentru unii și aici acoperă o arie mai mare. Legea poate fi doar pentru unii. Nu, Partidul Verde consideră că legea trebuie să fie aceeași pentru toată lumea. Și revenim la COVID. Noi ne-am lovit de COVID ca și cum am aflat în secunda 2 de el. Total nepregătiți. Totuși nu putem nega că avem acum la terapie intensivă mai mult de 1000 de oameni și care nu au loc în spitale private și pe care nu pot să-i tratezi acasă să încerci să le salvezi viața. Chiar dacă doar jumătate dintre ei vor supraviețui, statul cu sistemul lui medical așa cum e la pământ face posibilă salvarea măcar a jumătate din acele vieți. Sau amintiți-vă niște smintiți au turnat în dezinfectanți din ăștia alcool metilic și au omorât niște alți smintiți de pe lângă Iași. Dacă nu exista statul să intervină, să oprească, acei smintiți ar fi omorât jumătate din populația Moldovei sau Botoșanilor, de exemplu. Dacă n-ar exista control... Nu cred că ajungeau chiar acolo, pentru că cred că au apucat să moară câțiva sau cel puțin... Vreo 10! În spital, vreo 10 doar. Da, exact. Problema pleacă de pe la corupție, de pe la... tot de la partidele politice. Știți, vorbeam la fel săptămâna trecută cu colegii mei despre faptul că în baza, nu știu dacă cunoașteți acest aspect, în baza alegerilor locale și parlamentare, se subvenționează cu niște milioane de euro pe următorii 4 ani partidele politice. Și eu acum vă dau un exemplu. Dacă aleatoriu, așa, PNL-ul, PSD-ul sunt într-un free fall, într-o continuă cădere, de ce statul în următorii 4 ani le dă acea sumă de bani în urma rezultatelor obținute vara asta și toamna aceasta? De ce statul susține un partid care este într-o cădere liberă? Adică dacă PNL-ul face o gapă monumentală și ajunge să fie un partid de 5%, de ce statul subvenționează și îl întărește pe următorii 4 ani de zile pe acea poziție? Știați aspectul acesta? Adică mi se pare normal să se dea o șansă partidelor mici să se intre cu un 3% în Parlamentul României și aș interzice subvenționarea acestor partide parlamentare, pentru că prin subvenționarea lor nu facem decât să ne împotrivim asupra dorinței poporului. Poporul nu-l mai dorește acel partid, dar vin bani de la statul român ca ei să poată își mituiască electoral, să găsească o formă de mituire, de reclamă agresivă, astfel încât să-și atragă voturi. Un lucru total anormal. Partidul Verde susține tăierea acestor fonduri și intrarea partidelor mici cu 3% în Partidul European. În Partidul European. În Parlament. Sunt de acord și ceilalți colegi cu renunțarea la subvenționarea partidelor, pentru că chestiunea asta s-a introdus când s-a constatat că partidele sunt dependente de oligarhi, de moguli, de mafioți. S-au gândit că mai bine să-i plătim din bugetul public decât să-i plătească mafioții, pentru că noi așa putem să le cerem socoteală pentru banii cheltuiți. Pe când altfel le cer socoteală mafioții care pompează bani în partide. Nu știu dacă poate să scădem pragul de 5%, poate să dăm bani și celorlalte partide care participă în campania electorală, chiar dacă rămân sub prag, dar să încurajăm
participarea partidelor noi și marginale, ca clasa politică care ajunge în Parlament să fie reprezentativă, la fel cum a făcut o lege specială pentru minoritățile etnice, tot așa să fie și pentru partide regionale, de exemplu. De ce să ai obligația să fii jumătate dintre județe ca să apari la televiziunea publică la dezbateri, când tu ești un partid regional, să zicem, în jurul Constanței? Da, zilele trecute m-am văzut cu președintele nostru, cu domnul Florin Călinescu, și una din întrebări era de ce nu apare dânsul pe posturile de televiziune. Și îmi povestea și am rămas îngrozit sumele mari de bani care îi se cereau ca dânsul să poată apărea la televizor. Cred că cifra corectă este 54 de milioane de euro pe 4 ani către partidele europene, aproximativ 54 de milioane de euro. 54 de milioane de euro din care cred că puteau să ajungă niște tablete pe la copii cu școala online, ca să nu mai zic alți bani pentru copii, școala online, aceste alegeri parlamentare, un vot electronic. Nu înțeleg de ce nu se vrea acel vot electronic, probabil prin votul electronic se poate frauda mai greu aceste alegeri, măști, tablete puse pentru aceste alegeri la dispoziție, mănuși și așa mai departe. Sume colosale, fenomenal de mari, care nu înțeleg de ce sunt distribuite, o parte din ele greșit în țara asta. Îl salutăm pe domnul Ștefan Burlacu, a reușit să revină. Dacă vrea să includă și el în discuție acum de ce cetățenii n-au încredere în stat, din cauza sistemului medical putre, din cauza discriminării partidelor marginale și clasa politică nu e reprezentativă. Poate aveți o altă explicație? Sunt total de acord cu dumneavoastră, având în vedere că timp de 30 de ani s-au perindat la conducere doar două partide mari, chiar nici nu vreau să le pronunț numele, să subînțelege care sunt alea. Și practic ne-au mințit de 30 de ani cu promisiuni de șarte, numai minciuni, ne-au promis autostrăzi, spitale, un învățământ modern și într-un final avem o sărăcie lucidă. Mai ales în județe din astea, cum e Botoșanu, situate chiar la granița de est, sfârșit de Uniunea Europeană, de teritoriul Uniunii Europeană. Ca Botoșanu, sigur, mai sunt și alte județe în țară, ca și sărăcie, și nu este normal ca doar două partide mari să fie în Parlament, să aibă acces la bani și alte, cum a spus și colegul, ar trebui totuși modificat legea încât să avem și noi o șansă ca partid mic, adică de la pragul de 5% să fie la prag de 3%. E clar că când te minte timp de 30 de ani două partide și toți oamenii se perindează bani de la un partid la altul, omul, cetățeanul de rând, nu mai are încredere. Și încrederea asta e foarte greu să o câștige în fața unui alegător. Și mai ales fiind și un partid mic, care este foarte dificil. Dar cum vă explicați că electoratul de acolo, din județele marginale și subdezvoltate, nu-și doresc o schimbare și continuă să voteze tot aceleași partide istorice, partide mari, cum le numiți dumneavoastră? Da. Ei ar trebui să fie primii motivați să vrea o schimbare. Nu, domnule. În primul rând, unde este, știți cum, unde este sărăcie, este și ajutor social. Că, în general, e vorba de mentalitate. Până omul o să-și schimbe mentalitatea, probabil mai trebuie să mai treacă vreo 30 de ani. Deci, în primul rând, principala problemă unui român este de mentalitate. Deci, schimbarea mentalității se face doar cu ajutorul învățământului. Având în vedere că avem un învățământ cât mai prost, în fiecare an se schimbă legea învățământului, deci nu văd o schimbare majoră în peste 20-30 de ani, vă spun. Asta e părerea mea personală. Domnul profesor și director de la Jimboli ar putea să comenteze despre starea învățământului, despre varianta online de anul ăsta, dacă e atât de gravă. Dar vă dați seama situația COVID-ului, că mulți elevi de la țară nici nu au avut acces la învățământ online. Vă dați seama că, cum a spus și colegul, cu situația cu, numai că în învățământ, dar sunt probleme și în
legat și domeniul Horeca. Vă dați seama că ne ducem în cap, nu s-au găsit soluții, s-a știut de mult de acest virus, de mult, mult timp și practic n-au venit cu niciun fel de soluții benefice economiei. Probabil în situația asta actuală nu o să mai dureze prea mult și sperăm să nu intrăm în cădere totală economică. No, să-mi permiteți, vă rog, frumos, da, două minute. Promit să nu lungesc discuția despre acest învățământ online. Eu spun doar atât, este temporar. Da, are foarte multe probleme și am constatat cu toții lucrul acesta la propriu, nu l-a figurat. Nu experimentăm, ci executăm pur și simplu acest învățământ online. Sigur că este o soluție, cum spuneam și mai înainte, temporară, dar este o soluție. Din punct de vedere, să-i spun așa, nu folosesc eu termeni prea mari, dar din punct de vedere managerial este totuși ok. De ce? Pentru că este o soluție, nu este o problemă. Acum, că această soluție aplicată generează alte probleme, e cu totul și cu totul altă discuție, de aia am spus mai înainte că nu vreau să vorbesc în cuvinte mari. Dar, într-adevăr, sunt foarte mulți tineri, copii care provin din medii defavorizate și care nu au deloc acces la învățământul online, însă vreau să vă spun că există soluții și pentru aceștia. Se trimit materiale copiilor, au manuale, primesc fișe de lucru, primesc explicații electric, pur și simplu. Sunt primării care preiau de la școli materiale și le duc copiilor. Sigur că da, puteți să replicați și eu, veți avea perfectă dreptate. Fără prezența unui profesor, ce înțelege un copil dintr-o fișă de lucru? E ca și când nu mi-ar mai trebui școală. Nu, iau manualul de fizică și învăț singur. Și mă apuc și fac exerciții și probleme și o să ajung mare fizician. Sigur că nu o să se întâmple acest lucru, evident. Însă nu iau eu apărarea sistemului, dar cu siguranță sunt soluții temporare. Acolo unde funcționează însă și unde, bineînțeles, condițiile sunt cele propice, ca să zic așa, sau nu propice, potrivite, adică familiile beneficiază de tehnologie, școala beneficiază de tehnologie, copiii sunt interesați, familiile sunt interesate, credeți-mă că funcționează. Nu este același lucru ca și față în față, în sala de clasă, însă el funcționează. Din păcate, acest sistem online durează deja de prea multă vreme, după părerea mea, însă dintr-o întâmplare, el scoate în evidență un aspect. Interesul. Interesul pentru educație. Cei care lucrează în sistemul de învățământ știu foarte bine că de multe ori merg într-o sală de clasă cu 25-28 de elevi, din care 4-5 sunt interesați, restul pur și simplu se uită pe geam afară. Este o realitate a zilelor noastre. Școala pe care ați făcut-o dumneavoastră și inclusiv eu altă dată a fost mult mai agresivă vis-a-vis de elevi, mult mai coercitivă, cu diferite mijloace prin care elevul terorizat s-a dus la școală. Terorizat nu este un cuvânt mare, pentru că vă aduceți aminte foarte bine episoade de bătăi ale copiilor, violențe față de copii și așa mai departe. E bine, cu toții am decis că nu putem continua în acest tip de sistem, însă, din nefericire, aici intervin cu totul și cu totul alte probleme. Și anume, cum anume îi facem pe tineri să fie interesați oră de oră, 6 ore pe zi, 50 de minute cu 10 minute pauză în 6 seturi din acestea, în așa fel încât întreg tineretul să se formeze, să se profesionalizeze, să fie conștient că meseria, diploma, specializarea îi vor asigura o oarecare bunăstare după absolvirea școlii. E, vedeți, astea sunt provocările reale ale sistemului de învățământ. Nu neapărat această perioadă de școală online. Ea va trece. Vom reveni la catedră, vom reveni cu copiii în bănci, dar, din păcate, lucrurile nu se vor fi schimbat. Adică nu vom fi găsit acele mijloace și soluții pentru ca tânărul din fața noastră, copilul din fața noastră, să fie 100% interesat de ceea ce se întâmplă la școală. Și acum o să închei spunând că, cum să vă spun eu, eu ca profesor pot să am 1001 de metode interesante de lucrat cu copiii. Însă la un moment dat, tânărul acela trebuie să stea acasă cu cartea în mână, cu caietul în mână, în fotoliul lui preferat dacă doriți, sau la masa lui preferată și să învețe concret niște lucruri. Înțelegeți? Aici sunt problemele. Mulțumesc! Totuși, acum e campanie electorală și noi suntem candidați, ar trebui să venim cu soluții. Cum facem să schimbăm atitudinea tânărului cetățean care încă nu are drept de vot, dar are dreptul de a se educa gratuit în sistemul
de stat. Cum îl facem să aibă încredere în programa școlară, în sistemul educațional, să aibă încredere că va obține o profesie și va găsi un loc de muncă atunci când absolvește o școală de meserii sau o facultate sau un masterat? Cum îl motivăm să învețe? Prin proiecte de legi. Este destul de simplu și nu este atâta teorie, ci cât este o chestiune practică. În primul și în primul rând trebuie să lăsăm pe profesor să-și facă meseria, pentru că el este psihopedagog în primul și în primul rând, nu este profesor de anumită specialitate, ci el știe să lucreze cu copilul din fața lui, știe să-i trezească motivația. Dacă îl punem să facă 1000 de alte chestiuni, nu o să-l putem lăsa să facă chimie sau matematică sau fizică. Nu intru aici în detalii, colegii care lucrează în învățământ știu foarte bine despre ce vorbesc. În al doilea rând, finalitatea trebuie să corespundă demersului. Adică, dacă am terminat o școală, trebuie să-mi găsesc un loc de muncă. Și dacă îmi găsesc un loc de muncă, sigur că el nu va trebui să-mi asigure mie un trai în, nu știu, în abundență din primii 10 ani de carieră, dar trebuie să fiu, cum să spun eu, remunerat, plătit, apreciat la valoarea mea de tânăr absolvent, dar în așa fel încât să fiu motivat să continui. În primul și în primul rând, tinerii noștri au nevoie de consilierea dezvoltării personale și consilierea carierei după aceea. Vedeți, aici nu se pune accent aproape deloc, de la clasa 1 până la clasa 12-a, pe această dezvoltare personală, nu dezvoltarea carierei. Eu personal, ce voi face în viitor? Asta e o chestiune de schimbare de atitudine față de copii, așa cum spunea domnul Burlacu, e vorba de mentalitate. Noi mergem înainte cu învățământul în care predăm cunoștințe multe și încercăm să-i convingem pe copii să le învețe. Este un lucru foarte bun. Până la urmă, fără cunoștințe nu putem face absolut nimic. Însă trebuie să-l învățăm pe tânăr și ce anume, ce atitudine să aibă față de, cum să spun eu, față de lucrurile pe care le învață, față de lucrurile pe care le știe. Degeaba știu să repar un motor dacă nu sunt în stare să-mi fac o firmă de mecanic auto. Înțelegeți ce vreau să spun? Degeaba știu să schimb becuri dacă nu sunt în stare să-mi fac un mic magazin de electrice, că s-a vorbit aici de acest domeniu și așa mai departe. Deci aici este schimbarea pe care o văd eu, de exemplu. Adică învățăm tinerii să folosească concret cunoștințele pe care le dobândesc pe parcursul școlii. Degeaba îi explicați unui tânăr că el va folosi odată în viață integralele, de exemplu, de la matematică. Dacă nu îi spuneți concret unde o să le folosească și cu ce o să-l ajute pe el în dezvoltarea lui personală, n-ați făcut nimic. Părerea mea, bineînțeles. Rog și pe ceilalți colegi să se implice în discuție, da? Colegul nostru din Timișoara, microfonul pornit. Aș vrea eu să intervin dacă că au vorbit câțiva colegii mei și mi-am notat câte ceva aici. Era discuția ce se întâmplă că iau foc spitale, secții de terapie intensivă. Acum eu lucrez la serviciu tehnic, acolo unde se fac caiete de sarcini, unde se pun materiale, unde se cer niște garanții, unde se urmărește să se respecte anumite standarde, regulamente. Ei, și eu pot să vă spun, din sistemul ăsta ce se întâmplă și de unde vine buba și problema. Problema este așa. Sunt foarte mulți în aceste servicii tehnice, odată care nu știu meserie sau poate ei știu meserie, dar managerii acelor instituții, că e spital, că e altă instituție publică, sunt manageri fără meserie. Asta este o problemă foarte spinoasă și foarte gravă. De ce? Acei manageri sunt niște directori, da, care au făcut o facultate de management, da, și ei iau niște decizii tehnice până la urmă, dar ei nu știu. Ok, poți să fii într-o echipă, poți să ai, dar trebuie să știi și tu. Și acești oameni sunt bine plătiți, că au ca manager au de 5 ori, habar n-am de câte ori, 5, câteva ori, salariul unui inginer, să zicem, da? Și atunci, ori nu avem ingineri buni, fiindcă nu sunt plătiți odată, da? Sau nu sunt băgați în seamă. Eu sunt unul dintre cei care de multe ori nu sunt băgați în seamă, nu sunt lăsat. De exemplu, nu mă lasă, da, directorul meu de departament să mă duc la lucrări. Deci el vrea să-i fac, sigur, sunt și evidență patrimoniu, sunt și acte care trebuie făcute pe acel contract, de puse toate în ordine și să fie totul, oricine vine după tine să poată să găsească că e în regulă tot ce e acolo. Dar noi ar trebui să fim, între ghilimele, murdari pe
pe bocanci, da? Că trebuie să fim și pe șantier, să vedem. Sunt diverse faze determinante, niște lucruri importante, că dacă îl vezi, dacă știi meserie, vezi. Dacă te bazezi pe diriginți, ca să pățim. Avem diriginți ca așa la rândul lor ingineri, dar nu-și dau interesul. Până la urmă, tu ca instituție, tu vrei să... Tu ești primul interesat, degeaba externalizezi totul, să-ți facă ăla și ăla. Ok, dacă tu nu ești capabil să-l controlezi și să știi meseria. Acum eu sunt în situația că știu meseria, am făcut lucrări, da? Pe partea electrică, în primul rând, că pe asta sunt eu angajat acolo, dar am directori care... Ei nu înțeleg lucrul ăsta, sunt niște economiști, poate foarte buni, poate minunați, excepționat genii, dar nu au meserie, deci nu au, nu știu, fizică, chimie, tehnologie, deci nu au chestia asta și nu înțeleg ce trebuie să faci, ce anume trebuie să verifici. Ei, aici e o problemă, aici, părerea mea că în aceste servicii, eu mă asigur, fiindcă sunt aici, văd buba asta. Deci părerea mea că n-ar fi să existe niciun manager de la până la director general administrativ care să fie un manager fără meserie. Asta e prima care eu aș vrea să dau o lege în Parlament să fie chestia asta. Fiindcă de aici ar veni foarte, s-ar face și autostrada cum trebuie, dacă cel care e acolo știe meserie, că de multe ori ați văzut că eu, mă rog, și eu am pus pe Facebook meu tot fără de probleme la gospodărirea apelor sau la direcția silvică, unde sunt parașutați din diverse partide care n-au nicio legătură cu meseria respectivă și fac numai prostii acolo. Mă rog, și îl îndatură pe cineva care a muncit, care chiar pe merit a ajuns acolo, pe o grămadă de cărți citite, de specialitate, de ani în urmă și experiență. Asta deci e problema n-ar fi că e doar un manager, ci problema e că e dependent politic și ceea ce face el e în interesul partidului, nu e în interesul cetățeanului. Dar a zis un cuvânt cheie, proiect de lege, iată ne roagă spectatorii și spectatoarele noastre să venim cu ceva soluții. Poate deci, aveți niște inițiative legislative, v-ați gândit ca cetățeni, ca specialist, că ar fi necesară o lege sau poate ați văzut niște legi cu care nu sunteți de acord și ați vrea să le schimbați. Haideți ultimele 10 minute în emisiunea asta să vorbim despre proiecte de legi, că asta e preocuparea oricărui deputat sau senator. Păi aici vă spun, ăsta e un domeniu pe care îl cunosc bine și ăsta îl doresc să reglementez printr-un niște legi, da, care să pună chestia asta, să ajungă manager cu meserie acolo, că e la spital, că e pe unde ori fi, la școală, la nu știu ce, mai trebuie să ai... Sau, deci nu știu, trebuie să existe o posibilitate ca să vină decizia la nivel, adică și înainte erau întreprinderi. Domnul, șeful de secție era un inginer, da? Deci nu era un director comercial sau ce era el, da? Era să zicem, poate să fie și politic. Dar acolo, în bucătăria internă, în partea tehnică, trebuie să fie un inginer, trebuie să fie cineva de meseria ca să facă lucru, fiindcă de asta ne iau foc, da? Eu sigur, eu deja de când sunt, eu am reușit să impun la Universitatea de Vest orice, eu știu că se poate. Sunt orice material electric, da, priză, întrerupător, zice vrei siguranțe, minim 5 ani garanție, fiindcă SEAP-ul te obligă să cumperi prin achiziții publice și acolo contează totdeauna prețul cel mai mic. Ei, dacă tu nu pui niște caracteristici care să asigure calitate, la calitatea aia să mergi la prețul cel mai mic. Sunt mulți care nu înțeleg lucrul ăsta. Ei, eu am reușit cât de cât asta și asta trebuie să audă mulți din zona asta că se poate. Deci trebuie să fie cineva să știe și cum să facă chiar astăzi. Da, vă rog. Colegul nostru, o scurtă istorioară, un minuțel durează. Eu, da, dețin o firmă de instalații electrice, o firmă măricică la nivel de Constanța, printre altele și un depozit de sisteme de securitate. Sunt și tehnician în sisteme de securitate. Din cauza faptului că nu există forță de muncă, cel puțin în Constanța, angajăm oameni după băncile liceului, oameni tineri, 20, 21, 22 de ani, le dăm o șansă în muncă. Vara trecută am avut surpriza să am o echipă de 5, 6, 7 băieți noi pe care ne-am apucat să-i învățăm, să-i instruim în ale securității. Și când a început vara ne-au spus pur și simplu, șeful, noi plecăm, nu avem nicio problemă cu tine, poate revenim prin septembrie-octombrie, poate, plec pe aceiași bani, mă duc să trag de șezlonguri, acolo mi se dă în plus o cola, un cocktail pe zi și cam atât. Și le-am explicat, măi băieți, ce faceți, trece timpul,
barmani, ospătari, trageți de șezlunguri vara, vă clătiți ochii, mai faceți o baie în mare. Meseria, unde o câștigați? Au dispărut școlile de meserii, a dispărut voluntariatul. Vorbeam cu un prieten și îi spuneam, zic, măi, mâine dacă o iau de la zero, ca să vreau să mă duc să mă angajez într-o instituție, mă duc și fac 3 luni voluntariat sau o lună de zile voluntariat. Arăt ce știu, arăt ce pot și cu siguranță cineva mă va remarca și voi fi angajat. Nu este promovat în școli voluntariatul. În școala online, care să zic că e mai mult sabotată din punctul meu de vedere, că vreau să fac o precizare și la ce spune colegul meu, că aproximativ 30% din elevi nu prea au acces la școala asta online, pentru că nu au curent, nu au internet, nu au bază solidă, nu au tablete, nu au calculatoare sau profesori care nu sunt instruiți să folosească tehnologia. Trebuie promovat voluntariatul, trebuie să promovate școlile de meserii și meseria, ca astfel încât când un elev iese după băncile liceului să fie capabil să facă ceva. Și inițiative legislative, proiecte de legi, vă deranjează vreo lege din cele existente? V-ați gândit? Pensiile speciale, în primul rând. Dacă stăm un pic și analizăm că salariul minim pe economie e undeva 2000 de ron, impozabil ajungi la 1300 de ron, deci chiar pensiile speciale este un subiect care ar trebui să discutăm mai mult, că Partidul Verde e împotriva pensiilor speciale și promovează un salariu minim de 1000 de euro, care ar fi un salariu, zic și eu, motivant pentru elevi care iese de pe banca școlii și n-ar trebui să mai plece în străinătate să muncească. Atunci, sigur, ar fi și specialiști în țara asta. Nu doar, ar fi și un interes pentru dânsii și să-și-ar da interesul să învețe mai bine o meserie. Nu să se gândească doar să plece în afară, că practic viața se rezumă doar la bani și la și alte chestii culturale. Spuneți. În lumea civilizată se discută mai nou despre venitul minim garantat sau iată unul dintre partidele concurente cu noi propun o indemnizație de 2000 de lei pe lună pentru fiecare familie, chiar dacă nu lucrezi, mai ales acum pe timp de pandemie. Ce părere aveți despre situația asta, despre oamenii care nu au din ce trăi și alții care o duc foarte bine, acel 1% care deține 99% din banii statului, ai societății, ai planetei? Este o soluție bună pe moment, pentru că este o situație nemai întâlnită de cel puțin de 100 de ani. Când în 1920 a mai fost o situație genul ăsta cu gripa spaniolă. Și e de apreciat o soluție de genul ăsta, pentru că oamenii în general trebuie ajutați. Că, practic, dacă tot timpul ține impune anumite restricții, ajunge într-o poziție încât nu-ți permite să lucrezi sau ți-e frică să lucrezi, să nu te îmbolnăvești. Deci un indemnizație de genul ăsta ar fi benefic pentru fiecare familie. E o idee foarte bună. Aș vrea și eu să intervin cu ceva în discuție. Ai spus ceva de legi. Eu aș vrea să mă leg de o lege care să aibă în centru ei ca și obiectiv partea asta de nutriție, ca să revin după aceea cu partea asta de prevenție, cu epidemia asta, pandemie, spuneți-i cum vreți. Acum, și eu am citit și eu m-am informat, ca și cred că toți dintre cei care sunt acum cu noi în discuția asta, dom'le, ați auzit ceva de la autorități, apropo și de încredere în autorități, cum să ne prevenim? Adică, și noi știm așa, virusul ăsta este un virus cu pH acid, 5,7-5,8. Știm că nu trăiește într-un mediu alcalin, da? Adică noi, dacă reușim să ne alcalinizăm organismul nostru, da? Acest virus nu ar putea să trăiască, n-ar putea să se dezvolte și să se mulțească și să ne dea o boală, da? Și acum, întrebările,
ce ne alcalinizează corpul? Nu ne învață nimeni. Noi, mă rog, eu știu că mișcarea, somnul și alimentația alcalină, care în general sunt legumele care ne ajută. De exemplu, eu știu că usturoiul are 13,2 pH din 14 maxim, avocado iarăși are peste 13 pH. Deci noi dacă ne alimentăm cu niște alimente alcaline, dormim bine și avem mișcare, ne mișcăm bine, deci facem multă mișcare, nu o să ne îmbolnăvim. Sau, și pe lângă asta, mai și avem un antidot românesc acum, poate unii dintre voi știți sau nu știți, dar avem președintele inventatorilor din România. E o autoritate până la urmă, domnul Iulian Horneț, eu am mare încredere în dânsul, mai mult decât în domnul doctor Arafat sau Nelu Tătar sau cine mai pe acolo pe la Ministerul Sănătății, care produce un antiviral românesc inventat acum 12 ani, care pentru gripe și răceli, dezvoltat pentru așa ceva și l-au testat, funcționează și la COVID-19, da? Dar nu vorbim despre așa ceva. Acest domn, președintele inventatorilor, Iulian Horneț, le-a pus pe masă dosar și lui Nelu Tătar, deci la Ministrul Sănătății, și lui Arafat, nu i-a băgat în seamă. A reușit prin Direcția de Sănătate Armatei. Apropo, de ce are lumea încredere în armată? Uite că i-au jurat totuși pentru țara asta, sunt niște patrioți totuși în armată, care prin Direcția de Sănătate Armate a reușit să brebeteze acest produs. Se numește, e bine să știe lumea, L.E. Oils, cu 2 de L, L.E. Oils, să nu te fac eu reclamă, dar așa se numește. Se poate găsi pe internet, oricine poate să-l se uite, L.E. Oils.ro, mă rog, cu 2 de L, L, da? Bun, și dacă ajungeți deputat de la tribuna Parlamentului, tot așa, o să promovați un panaceu, un tratament miracol pentru toate bolile. Este vorba că nu ni se poate. Purtați acea mască. Dom'le, eu zic, preveniți-vă. Cum? Deci să avem campanii de prevenție. Cum ne prevenim să nu ne îmbolnăvim? Sau dacă ne îmbolnăvim, să facem o formă ușoară, da? Cum ne întărim organismul? Eu nu aud niciunde. S-au dat zeci de milioane de euro, am înțeles, la televiziuni. Eu n-am auzit așa ceva. Nici nu prea mă la televiziune. Dar cât m-am uitat, eu așa ceva n-am văzut. Da? Deci, așa, și încă ceva, apropo de aici, la Organizația Mondială a Sănătății, 30% din banii Organizației Mondiale a Sănătății sunt de la state, 70% sunt de la Big Pharma. Închipuiți-vă voi, această organizație care până acum ne uitam ca la un fel de Dumnezeu al sănătății, că sunt cei mai buni specialiști care le vor toți binele, da? Să ne trezim că de fapt e una dintre cele mai corupte instituții din lumea asta, care nu ne vrea binele, care vrea să ne dea niște pastile, niște chimicale, să ne omoare. Deci ei sunt cei care fac acele, cum se numesc, proceduri pe care să le facă, să-i oblige pe doctori. Doctorii sunt un fel de sclav sau nu știu cum, cumva obligat să facă, dacă nu-și pierd meseria, dreptul de practică. Aici e o mare înșelătorie, o mare problemă care eu o ridic și care trebuie cumva rezolvată favorabil până la urmă. Sigur, asta e un lucru pe care pe mine mă doare și ideea vreau să-l și spun și către ceilalți și vreau și pe alții. Dar asta chiar am vrut să vi le spun. Da, mulțumesc. Domn profesor, ați rămas la urmă despre educație de sănătate. Ați introduce ceva în curricula școlară ca să știe oamenii să prevină infecțiile și ignoranța și sensibilitatea la tot felul de teorii ale conspirației? Estimate domn, ce să vă spun eu, educația are deja cam multe ceruri de purtat pe umeri și lăsăm orice altă componentă a societății la o parte, în așa fel încât școala să rezolve pe toate. Ce să vă spun eu, apropo de prevenție, școala face educație pentru sănătate, chiar face. Înțelegeți? La care disciplină? Exact așa se numește, educație pentru sănătate, este introdus în curriculum, clasa 9 face așa ceva. Nu știu să vă spun gimnaziile în ce măsură atacă subiectul, cu siguranță o fac prin orele de biologie, dar în licee vă spun sigur că există această educație pentru sănătate. Exact așa se și numește. În ceea ce privește democrația și funcționarea societății, dacă elevii ar fi un pic mai atenți la orele de istorie și cultură civică, un pic pe la economie aplicată, educația antreprenorială și așa mai departe, care toate sunt materii din curricula,
cu siguranță am avea cetățeni mai participanți, ca să spun așa, la viața democratică. Școala are la ora actuală pârghiile și curricula suficiente pentru ca tânărul să devină un cetățean responsabil în societate. Asta vă spun eu cu siguranță, fără să politizăm acest subiect. Problema este așa cum am spus eu, problema este la interes. Acolo trebuie lucrat, la felul în care tinerii văd școala. Iar dacă tot ați vorbit de inițiative legislative și văd că distinșii colegii ai mei au atins fiecare dintre dumnealor acest subiect, permiteți-mi și mie o chestiune foarte pe scurt, pentru că văd și eu cât este ora. Eu adică sigur că aș avea multe de spus în ceea ce privește educația și învățământul, pentru că sunt domeniile la care mă pricep. Însă cred că o inițiativă legislativă de care fuge toată lumea este verificarea achizițiilor. Verificarea achizițiilor nu neapărat publice, cât și fizice, adică ale persoanelor fizice. Mă refer la achizițiile peste un anumit plafon, nu știu, 10.000 de euro, 15.000 de euro, 25.000 de euro, cât vreți dumneavoastră plafonul. Însă astăzi nu te întreabă nimeni de sănătate, de unde ai tu 100.000 de euro să-ți cumperi nu știu ce casă. Absolut nimeni nu te întreabă de niciunde. Scoți banii din buzunar, îi pui pe masă, îți faci achiziția și te duci în treburile tale. Ori nimeni nu te verifică. Știți foarte bine despre ce vorbesc. Sunt oameni care nu pot justifica nicio lețcaie din banii pe care i-au în buzunar și totuși au de toate. Eu cred că aici statul și Parlamentul României în viitor va trebui să se gândească foarte serios și anume unde ți este, domnule, fișa fiscală. Bun, ai lucrat în Italia, hai să o luăm pe aia din Italia. Bun, ai lucrat în Germania, hai să o luăm pe aia din Germania. Dar dacă tu n-ai fișă fiscală nici în România, nici în Italia, nici în Germania, dar tu tocmai ai achiziționat un Lamborghini de 1.800.000 de euro, scuzați-mă că totuși trebuie să mă mir cum poți să faci un asemenea lucru. Eu, de exemplu, așa o inițiativă legislativă așa mea. Stimați domni, mulțumesc foarte mult tuturor pentru participare. Îmi doresc ca la edițiile următoare, până în ajunul alegerilor, cât avem voie să facem astfel de dezbateri, îmi doresc să avem și colege din partid candidate pe listele Partidului Verde, pentru că în mod sigur avem femei candidate, ne obligă legea, și avem și colege în partid care se califică pentru a candida și pentru Camera Deputaților și pentru Senat. Dar pentru seara asta, pentru această primă ediție de duminică seara, atât am putut, atât am făcut. Mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. Vă rugăm, dați like, share, ajutați-ne să afle mai multă lume despre Partidul Verde, despre listele noastre de candidați pe cele 22 de circunscripții. Intrați pe site-ul verzii.ro sau partidulverde.ro sau verdeinparlament.ro ca să vedeți programul nostru electoral și candidații, candidatele noastre. Ținem legătura, ne întâlnim duminică la alegeri și după aceea poate cu Verde în Parlament. Noapte bună!